eficient. În plus, ședințele Guvernului Republicii Moldova sunt transmise online. Bun, sunt chestiuni secrete care nu sunt transmise, dar în general ședințele sunt transmise online. Platforma privesc eu, transmite alții care mai vor, de fapt, transmit ședințele Guvernului online. A existat la un moment dat o intenție a Guvernului să oprească această transmisiune. Motivația a fost că, vezi, doamne, ministrii să dau un spectacol la ședințele Guvernului, pentru că știu că sunt transmise online și poate să-și mai acumuleze timp și capital politic. Societatea a reacționat destul de negativ la această intenție de a opri, de a bloca transmisiunile online ale ședințelor Guvernului. Știu că sunt puține țări în care ședințele Guvernului sunt transmise online. La Chișinău funcționează. Poate că ar fi o idee și pentru București. Nu știu. Asta am vrut să spun. Sper să transmiteți, doamne ministru, deja la latitudinea domniei sale, dacă să preia sau nu.